-a părut a, să povestesc una cu Israel. Zi, zi, zi. Blan... Tu știi că eu ador. Da. Lumea asta adoră povestea. Așa am mai spus-o. Trăia Puiu Pereț. Așa. Puiu Pereț a fost unul din marii fotbaliști ai României. Da. De origine izraeliană. Și echipa uh, mea uh, juca la Cairo și la Por Said. Înțelegi? Și ce îmi spune Puiu la telefon? Îți dai seama ce mă chema, Nuță, posteni, băi, tâmpitule, nu mai vorbi, băi, la telefon. Zis, ce să faci, am furat ceva, ce. Eu aveam un, un tupeu din asta, dar eram, cum să plăcut, ca altfel. Da, mă, da, mă, normal, dacă nu erai plăcut, îți ce o fi Băi, fii Plec cu două valize de icre negre, echipa era în cantonament la Cairo, o dusesem eu cu unul talat, nu știu dacă mai trăiește. Înțelegi? Și eu o, 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 o duc eu în Israel două săptămâni. Și în uh, Cairo, și la, la Port Said. Și, băi, fii atent. Și eu vorbeam ca așa cum 100-120 de cuvinte în engleză. Da. Și m-am înțeles pe toată fața pământului. Fii atent aici. Așa. Dacă vorbeam ca fiul meu. Da. Mai avea... aveam trei hoteluri. Acum. Da, da. Era în Dubai. Stai, Aveai stai, hotel stai, în Dubai. Da, stai, stai. Stai. Mă mai duc eu. Aia pun actele pe ăsta aici, valizele aici, întorc capul la unul, îmi dispar actele din aeroport de la, de la, de la Tel Aviv. Mi-au furat actele. Repede, imediat, mi-a frică că m-a aștepta Perez cu uh, 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 poliția și securiștii uh, ăstora. S-au uitat pe camere de lua vederi, uh, uh, repede. Era uh, atunci. Da. Uh, uh, ei aveau, nu știu dacă... Da, noi, erau. Ar și fi așa. Și îl vede pe la, dar el a s-a dus și le-a aruncat în VCU. A. a luat banii din el, că aveam 300 de dolari la Așa? mine. Nu aveam bani mulți. 300 de dolari. Nu da. știam că iau bani pe. Da. Uh, Știu. Uh, Știu. Uh, 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 da. Mi-au dat ia, actele cu scuzele de rigoare. M-au dus cu, cu uh, securiștii uh, 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 din uh, Tel Aviv, cu valizele, cu produse uh, în uh, mașina lui Pereț. Îi dau uh, Pereț Fii fie aici Am trecut, fiind polițist în România, da. am trecut din uh, Israel în Egipt, când era. Uite, așa. Asta. Așa? Știind 200 și ceva de cuvinte uh, uh, în, în engleză. engleză. M-au lăsat la 100 de metri de, de uh, graniță. Uh -huh. Plin de, când a dus să părăți, vreo uh, 5.000 de dolari pe icrelele, îți dai seama, 5.000 de <sgînționale> dolari, știi ce era asta atunci? Do, aici ca o garsonieră și ceva. Mine. O garsonieră și o mașină. Fii aici. M-au o garsonieră și o mașină. Și spuneau, fii atent, izraelienii toți, uh, uh, Sandu David, care trăiește și acum acolo, m-au dus și m-au lăsat cam la 150 de metri de, de graniță. Eu pe jos. Eu cu încă unul, fii atent aici, cu unul, Nutria, ziceam, era, era uh, îl, îl pusese ăștia a, e, În Austria, acum are un serviciu, uh, uh, mai tânăr ca mine, cam cu 5-6 ani. Fii atent aici. Și ne ducem noi, băi, la grănicerii, uh, uh, grănicerii izraelieni, știau că venim noi, înțelegi? Dar când să ne ducem noi, să uitau la noi, ca la extraterestri, fii atent aici. Eu care eram, chiar dacă eram ofițer, eram cu părul mare, și mecher îmbrăcat, ăsta, așa. Asta nu trebuia a, a, vorbea a, bine engleză, eu așa și așa, și începem să le spunem, mă că noi suntem din a, a, România, avem echipa la Porsaid Said în, a, și dau un număr de general. Ăla, generalul ăla era șeful portului uh -huh. a, Uh, unul de cei mai... Ca din să porța fi, ai, da. Da, ca să fie șeful uh, cum Am Au un cremenit ea. Și mă ne-au arestat. V-au arestat? Da, ne-au băgat imediat într-o... Uh, uh, A, v-au arestat? Da, pe loc. Uh. Imediat ne-au băgat... Uh... Banii, i-ai luat pe Icre, i-ai luat... -o... Da, i să mai aveam 5.000 da. de, de, de... Ai și v-au arestat? Da, ne-au arestat pe loc. Ne-au băgat într-o... Da, și ăla... Uh, eu nu m-am speriat, îți dai Știam că israelienii nu mă lasă pe mine, da. că eu venisem cu mm -hmm. Tu erai la Băiezii. cu Egiptul, nu erai, nu? Egipteni, cine te-au arestat? Egipteni, Egipteni te-au arestat. și le-a spus Nutria, întrebați pe colegii voștri cine este domnul. domnul și vorbiți cu generalul Cutare. Băi, eu cu generalul ăla nu vorbisem în viața mea. Da. Mă, nu mă văzusem în viața lui. Fii atent aici. Cât ani aveai? Aveam uh, 42 de ani. Așa. Bun. Fii atent. Eram tânăr, mă, și frumos, e dracu. Eram așa jmeche, zic. râdeam toată aia. Când eu vedeau că râd, păi ăștia... Nu înțelegeau nimic. Ajunge, nu te, nu te la mare, aresta pe ăsta. nimic. Mama, și vine unul, mă, mâncați aș gura ta. Impozant așa și întrea, mă întreabă pe mine și... Eu uh, nu o speak English. Și, my friend. Uh, uh, să vorbească cu my friend. Uh -huh. Înțelegi? Și întreabă pe să ce, domnul este uh, comandantul unui club din România care trebuie să ajungă la Porsait, că îl așteaptă generalul. Nu știu -mă care. pase. Eu da. știu cum îl cheamă Cum? Uh, domnul general îl așteaptă pe. Nu știu. Păi, când i-a luat la palme pe aia, pe am scos imediat, am scos o sticlă de whisky, uh, îmi punem în pahar, <laughs> că nu răspunde ăla la general. da, da, da. Și începem în arabă la 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 Mă udată la. Să mă în arabă, la generalul egiptean. Da. Imediat. Și mi-aduce o mașină, un jeep din ăsta da. american. Da. Fiade de aici. Și direct la portsaid, mâncați așgoria ta și de la. Și cu gardă de onoare. Bă, n auzi ei grănicenii m-au dus la ăla, la generalul ăla. Da. Doamne, cum m am dus acolo echipa mea? Aveau malăre de blugi <laughs> cumpărate de.